testăm ventilatoare. Bine, bine ai venit, Iulia. Bună dimineața, bine v-am regăsit. Bună dimineața, domnilor și domnilor. Așa este, în dimineața aceasta am testat ventilatoare. Le-am pus la treabă aici în platou. Au ridicat puțin praful. Noi n-avem așa ceva. N-avem așa ceva, așa e, da. Dar atât de bune sunt încât până și dar praful ăla are foarte... și filtru pentru praf. Da, dar tocmai asta vreau să spun. Așa este. Sunt pregătite. Sunt pregătite, da. Două dintre modelele pe care le avem astăzi în platou au și filtru pentru praf. Primul astfel de model este acesta. Este un Tesa Cool Touch P800, un ventilator multifuncțional care costă 460 de lei și are și un timer care ne permite să setăm timpul de funcționare. De exemplu, dacă vrem să-l lăsăm pornit peste noapte, el se poate opri în 4, 3, 2, 7 ore în funcție de ceea ce ne dorim noi. Evident că are și mai multe funcții de ventilație și ajută și la eliminarea polenului și a prafului din cameră. În plus are și umidificator, dar de menționat însă că nu este un purificator, ci un ventilator care are și aceste filtre care pot fi utile. Vă spun sincer, nu l-am testat în propria locuință, ci doar aici în platou și pot doar să vă spun ceea ce susțin producătorii până la urmă. Rămâne de văzut dacă într-adevăr este așa sau nu. Și mai avem un ventilator care are un astfel de filtru. Este cel mai subțire ventilator din platoul nostru în dimineața aceasta. Este acest Invisible Bubble care are o putere de 30 de W. Automat nici consumul nu este foarte mare. Este un ventilator turn și este un produs creat în Spania. De altfel, mai avem un model asemănător în dimineața aceasta aici și costă 600 de lei. Iată, un preț ceva mai mare și surprinzător, aș spune eu, având în vedere faptul că este atât de micuț și de subțire, dar probabil că asta vine tocmai datorită acestor aspecte, pentru că designul este inedit și poate se integrează destul de bine și în orice încăpere, pentru că nu ocupă mult spațiu. Și probabil ați observat deja, hai să spunem, monstrul, pentru că este cel mai mare ventilator pe care îl avem astăzi în platou. Acesta este un Bubble, Taurus Bubble, să nu greșesc, nu. Un Taurus Bubble, da, Taurus VB02. Iertați-mă, au niște denumiri foarte interesante toate. Are un consum de 90 de W. Culoarea, din câte vedeți, este de culoare negru și costă 950 de lei. O funcție de ionizare care poate fi foarte utilă, pentru că prin această funcție nu doar ventilează și răcește aerul, ci și dezinfectează încăperea și pentru că are și acest pulverizator, în interiorul ventilatorului există și un acumulator pentru răcirea apei, iar apa poate fi ținută într-un recipient care are aproximativ 3 litri și un ventilator care îmi place mie foarte mult pentru că mi se pare foarte silențios în ciuda dimensiunii sale. Este cel de la Philips pe care îl vedeți în stânga, cel gri, înalt, foarte subțire, care costă 500 de lei și care are un consum de energie de 40 de W, deci aproape jumătate din cât au multe alte ventilatoare și vă spuneam că este vertical și că are trei funcții. Funcția aceasta obișnuită pe care o folosim și noi acum în platou, dar are și o funcție de briză mai puternică și funcția prin care devine foarte silențios și care poate să fie utilă pe timp de noapte, atunci când vrem să folosim ventilatorul, dar totuși și să ne bucurăm practic de o briză ușoară în încăpere, dar totuși să nu fim deranjați. Și pe lângă asta are și un recipient în care putem adăuga uleiuri esențiale pentru aromaterapie. Deci, iată, multe funcții inteligente astăzi la ventilatoarele noastre. Găsiți informații însă și pe site-ul nostru, pe știrileprotv.ro, la secțiunea I Like IT. Ne vedem și mâine!